Om bun, vin cu o veste cât se poate de faină, respectiv pe data de 11-a, voi avea disponibil pe canalul de YouTube meditația de la doctorul Joe Dispenza, care se face în mișcare. Este o meditație colectivă care a pornit din ideea doctorului Joe Dispenza de a aduce la nivel global o comunitate de oameni care vor medita în același timp. Așadar, dacă vrei să iei parte la acest proces, o să fie suficient să fii prezent pe canalul de YouTube de la ora 18 și să ai pregătită o pereche de căști. Pentru că această meditație se face în mișcare, chiar îți recomand, dacă se poate, să fii într-un spațiu în care să te poți mișca, poate, nu știu, să ieși afară, în parc, și în felul acesta să te bucuri de o experiență extraordinar de frumoasă. Așadar, om bun, te invit cu mare, mare bucurie la meditația colectivă pregătită de doctorul Joe Dispenza și tradusă de către mine pentru canalul de YouTube Vibrații Înalte. Te îmbrățișez și de-abia aștept să fim împreună. Știi momentele când vrei tăcere și mintea îți răspunde cu un concert de gânduri? Și eu am trecut prin asta și în acest clip îți voi spune ce am învățat din această experiență atât de valoroasă. Salutare, oameni buni! Sunt Mihai Checheriță și astăzi vom aprofunda un subiect pe care mulți dintre voi îl întâlniți în viața de zi cu zi, și anume dificultatea de a medita. Și primul lucru pentru care merită să discutăm este, în primul rând, faptul că vreau să vă mulțumesc pentru valul incredibil de mesaje pe care l-am primit de la voi. De când am lansat manualul de meditație Vibrații Înalte, încă din 2020 am primit mii de întrebări și mărturii din partea căutătorilor sinceri. Și sunt recunoscător pentru fiecare cuvânt și pentru că ați ales să împărtășiți călătoria cu mine. Dacă nu ați avut încă ocazia să explorați manualul de meditație, vă invit să o faceți, pentru că este disponibil în continuare pentru descărcare și tot ce trebuie să faci este doar să lași adresa de e-mail și datele de contact, după care îl vei primi automat în format PDF. Partea aia și mai frumoasă este că mă bucură enorm pentru că acest material a fost citit de peste 20.000 de suflete. Și una din cele mai frecvente întrebări pe care am reușit să o primesc de la voi era legată despre cum anume putem trece peste dificultatea de a ne controla gândurile. Și cum anume putem să intrăm în starea de meditație. Așadar, o să te invit în primul rând, dacă vrei să mergi către această idee, să accepți că ești în acest punct și care este realitatea pentru tine până la urmă. Singurul mod în care putem să schimbăm ceva este să acceptăm situația actuală, locul de unde pornim. De exemplu, dacă vrem să ajungem la București, este important să știm dacă plecăm de la Timișoara sau de la Iași, pentru că și drumul o să fie diferit. Așa este și în viață și în meditație. Acceptă locul în care te afli și dedică timp și energie ca să poți crește în direcția potrivită. Mă gândesc cum a fost pentru mine acum 8 ani când am început să meditez. Era ca și cum aș fi încercat să prind un pește cu mâinile goale. Mintea era ca un râu care venea non-stop cu gânduri care se ciocneau și nivelul meu de concentrare era aproape inexistent. Imaginează-ți ca și când ai vrea tu în viața reală să ții o minge sub apă. Și știi ceva? Pentru că până la urmă, în momentul în care am început să meditez, am simțit o schimbare. Am trecut de la meditații scurte, de la câteva secunde, până când am reușit să fac meditații mai lungi, de câteva minute, și într-un final am reușit să meditez chiar și câteva ore, fără întrerupere. Astăzi aleg să meditez undeva la 20 de minute în fiecare zi și fac asta imediat după ce m-am trezit. Încă mai sunt perioade aglomerate în care simt că este potrivit să meditez poate mai des și fac asta de 2 ori, dar ce vreau să te invit și pe tine să faci este să te asculți și să observi concret care este ritmul potrivit pentru tine. Așa ajungem la subiectul discuției noastre de astăzi, pentru că este important să te asculți cu adevărat. Nu medităm în viață pur și simplu, ci trăim experiența vieții prin meditație. Nimic nu trebuie și dacă simți că ai o rezistență în ceea ce privește meditația, vreau să știi că este normal. Permite-ți să curgă natural și să te ghideze tot acest proces. Nu este vorba de a face corect ceva, ci pur și simplu de a fi. Și încurajarea mea este să vezi meditația nu ca pe un obiectiv, ci ca pe un partener de drum.
Ca și cum ai merge de mână cu cel mai bun partener al vieții printr-un parc. Uneori vei alerga, alteori vei merge încet și sunt momente în care chiar te vei opri. Dar întotdeauna vei fi împreună cu partenerul tău. Și vreau totodată să-ți povestesc despre cea mai întâlnită provocare pe care am întâlnit-o în meditație. Și anume, mintea distrasă care te duce fie în trecut, fie în viitor. Îmi aduc aminte de un moment la început când eram atât de distras încât părea că meditația era ultimul lucru pe care îl pot face corect. Venisem acasă cu produse de patiserie și am lăsat punga în bucătărie. Locul meu de meditație era în acel moment în sufragerie și am început să meditez. Iar în acele 10 minute, gândurile mele s-au dus la patiserie de peste 10 ori. Imaginați-vă într-o singură meditație că am vizitat cu gândul despre cum anume o să mănânc acel croissant pe care îl aveam în pungă. Cu toate acestea, nu m-am lăsat distras și am acceptat pentru a mă putea întoarce înapoi de fiecare dată la momentul prezent. Și ce credeți? Ziua următoare, mintea mea s-a abătut de doar 8 ori de la momentul prezent, față de 10 ori cât s-a abătut în ziua de dinainte. Așadar, te invit să observi acele mici schimbări și să te bucuri de ele, pentru că până la urmă asta înseamnă progresul. În manualul de meditație am povestit mai multe despre acest subiect și am inclus diferite tehnici și sfaturi care m-au ajutat de-a lungul timpului. Sper ca acestea să fie la fel de beneficie și pentru tine. Și dacă nu l-ai parcurs încă, te invit să-l descarci gratuit și să-l explorezi în propriul tău ritm. În plus, vei descoperi și 3 videoclipuri prin care te invit și te învăț cum anume poți să înveți să meditezi, indiferent de locul în care te afli. Așadar, oameni buni, aș vrea să aflu de la voi care este situația actuală și unde anume vă aflați în acest moment. Câte minute de meditații reușiți să faceți în fiecare zi și cât de des? Ați reușit oare să acceptați unde sunteți acum în călătoria voastră de meditație? Acum, în ceea ce privește partea de sugestii, pentru că mai primesc și întrebări legate despre cum anume putem să începem și care este prima meditație pe care o recomand, și probabil cea mai bună alegere este meditația scrisă de doctorul Joe Dispenza de dimineață. Sau meditațiile Vipassana, care sunt de 10 sau de 15 minute. Acestea sunt excelente pentru a începe ziua cu o stare pozitivă și echilibrată. Și pentru sufletele care simt că vor să aprofundeze aceste subiecte, vă invit cu drag la cursul de meditație pentru pace și împlinirea intențiilor. Acolo vom explora tehnici și multe alte beneficii pe care le puteți descoperi într-un cadru dedicat și plin de iubire. Înainte de a încheia, aș vrea să-ți aduc aminte de puterea comunității. Și dacă ai simțit că acest material ți-a adus valoare și te-a ajutat în călătoria ta, te încurajez să-l împărtășești cu un prieten sau cu oamenii apropiați. Poate există cineva în viața ta care se confruntă cu aceleași provocări din meditație sau poate pur și simplu caută mai multă inspirație. Și prin simplul gest de a distribui acest videoclip poți face o diferență enormă. Hai să răspândim împreună vibrații înalte. Și om bun, fiecare dintre noi vreau să știe care propria sa călătorie în meditație. Orice moment este unic și fiecare respirație este un dar. Așa că, respira adânc, fii prezent și vreau să știi că ești susținut și iubit în acest drum minunat. Până data viitoare, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi minunată. La revedere!